Se anunță schimbări și în executiv, se vorbește tot mai des de remanierea guvernului, iar deciziile s-ar putea lua chiar săptămâna viitoare. Numai noi ar putea apărea la conducerea Ministerului de Finanțe al Românilor de pretutindere al cercetării și la Ministerul Transporturilor. Iar președintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude varianta ieșirii partidului de la guvernare și a anunțat numele celei care va ocupa portofoliul de la cultură. Cel puțin pentru moment, guvernul rămâne neschimbat. Unele voști din PSD nu exclud însă posibilitatea să apară nume noi la conducerea unor ministere. Kelemen Hunor infirmă speculațiile apărute în presă cum că UDMR ar pleca de la guvernare. Noi am făcut un acord până în 2016. Eu nu caut motive, argumente, pretexte pentru a ieși de la guvernare. Acum vreau să înțeleg ce s-a întâmplat duminică. Am avut un vot în Consiliu Permanent, dar propunerea mea, doamna secretar de stat Hegedus va fi nominalizată la Ministerul Culturii. Este un specialist foarte bun în domeniul patrimoniului cultural. Senatorul PSD Mircea Joană e de părere că ar fi benefică o remaniere în guvern. Cred că o anumită formă de optimizare a activității guvernului este necesară. Nu este treaba noastră, este treaba primului ministru să decidă acolo unde consideră că lucrurile au mers mai puțin bine. Sunt convins că primul ministru va veni în fața CEX-ului și nu neapărat în fața camerelor de luat vederi, cu propuneri cu privire la modul în care anumite ministeri, anumiți miniștri vor trebui probabil să fie înlocuiți cu oameni care să facă o treabă mai bună. Președintele PC Daniel Constantin consideră că este foarte important ca guvernul să continue în aceeași formulă. E extrem de important, unitate politică în jurul proiectului pe care l-am început și pe care îl vom continua. Și cred că trebuie să transmitem în primul rând partenerilor noștri, dar electoratului nostru cu mai mare atenție faptul că rămânem consecvenți promisiunilor pe care le-am făcut. Liberalii au anunțat că doresc să ia toată puterea și nu exclud varianta unei moțiuni de cenzură pentru a da jos guvernul.